Hristos a înviat. Cristul a resuscitat. Dumnezeu ne-a dăruit pe noi oamenii cu frumusețe. Tot ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu este frumos. Nu putem să vorbim în alți termeni decât frumoși despre darurile lui Dumnezeu pe care ni le-a dat. Ce spunem noi lumii în momentul de față? Cu ce putem noi veni și ce putem spune lumii? Ca să ne audă, ca să știe că existăm. Faptul că au murit? Și a spus, nu, domnule, de ce? E distanță mare. Și atunci zice că mai avem o listă. Cei care au murit la Auschwitz. S-au făcut liniște. Zice, v-a impresionat? Da, de ce? Sunt foarte aproape de noi. Eu i-aș fi spus, dacă Peter Brook atunci ar fi avut o listă cu ce se întâmpla în România, da, lista aia n-a mai apărut. Ce interesant este, zic interesant, făcând o impietate, că nu poți să vorbești despre martiri și să nu poți să analizezi. Dumnezeu nu se analizează, dragostea nu se analizează, suferința cumplită a omului nu se analizează. Ea se mărturisește. Și gândiți-vă dumneavoastră că la 1715 a fost martirizat Brâncoveanu. Biserica nu are memorie istorică. Biserica pomenește. Pomenirea are cu totul și cu totul altă valoare. Când ai aprins o lumânare pentru ai tăi și cântă veșnica pomenire, tu ești străbătut de ei. Într-o fracțiune de secundă, nu se știe cum. Ești coparticipativ. Când spune la istorie, la 1715 a fost decapitat, s-a și scris în Occident că un domnitor român a fost decapitat că nu și-a plătit datorile față de înalta poartă. Nu s-a înțeles nimic. Că era vorba de un mare martir. Acolo, dacă știi că un sfert de oră a durat decapitarea și că în lojă erau mari ambasadori, toți creștini, n-a mișcat unul deget. El era singur, Brâncoveanu. Se pare că musulmanii au făcut scandal, că atrocitățile au fost așa de mari, încât vizirul a trebuit să ia măsuri, s-au speriat musulmanii, doamne, când a văzut ce carnage a fost. Și când ia capul, cum să zic, Matei cel Mic se sperie și zice, neam de neamul tău nu s-a dezis. Fi tare. Și atunci el a zis, lovește, vreau să, cum a zis, cam și lovește, vreau să mor creștin. În clipa în care un puști de opt, ăștia au fost oamenii, elita. Și nu că era doctor și țărani care erau cu aceeași credință. La iud îi punea să alerge goi într-o cameră înghețată și cei care erau de desubt îl auzeau pe țăranul român și se ruga, Domnul Plutonel, am copii acasă, nu mă lăsa să... Murea rugându-se de el, până cădea jos. Și spune, martirii români au fost trecuți bandiții poporului. Vă rog să citiți dicționarul comunist român. Dicționarul globalizant, este, sunt elemente pensionari, foști veterani. Oasă confuz, dracul lucrează confuz. Francis Bacon spune că mai degrabă scoți eroarea, adevărul din eroare decât dintr-o confuzie. Trăim o perioadă de o confuzie fantastică. Mărturisirea nu trebuie făcută oricui. Mărturisirea trebuie făcută, cea mai bună comunicare sufletească, zice Mircea Vulcănescu, este să taci atunci când cel din fața ta îți comunică ceva din suflet. De regulă nu se tace. Că noi după 1990 am început să spunem n-a tăcut nimeni, am primit lecții. Am să vă dau așa o chestie legată, cum să zic, frumos de Franța. Mă duceam la Viena.
și ne atacau țiganii români-unguri și români-țigani și țigani-români la Chiorioti, în gara. Și o cucoană care era cu mine în vagonul ăla cu șeta a zis, ce facem? Că zic, stați liniște, domnule, că am experiență. Și am folosit de un lanț de bicicletă și am legat. Și când a venit aia să iau babale, i-am terminat. Că nu putea să tragă. Și a drept recunoștință că m-am dat jos în gara la Viena, mi-a dat o strică de coniac Zarea. Nu știu dacă mai știți de o travă respectivă. Zic, dom'le, nu beau potasiu, lăsați că nu știți ce se întâmplă. Femeile profetice, ca întotdeauna. Nu știți, domnul Puri, ce se întâmplă. Și am luat sticla cu mine. Și am avut spectacol la Viena și la un moment dat după spectacol am mers cu studenții austrieci undeva să ne retragem. Și era și sticla în permanență cu mine, că nu aveam unde să o las. Și acolo m-am întâlnit cu o tânără franțuzoică care studia filosofia la Viena, inteligentă, frumoșică, și m-a întrebat, comment ça va en Roumanie? Și eu i-am spus, bineînțeles în franceză, că comuniștii au luat puterea și se dau drept democrații. Și m-a sfredrit așa cu niște ochi și a zis, ați înțeles greșit comunismul. Și zic, hopa, e închisă comunicarea definitiv. Și atunci Dumnezeu mi-a șoptit în ureche, dă-i să bea. Fiți atent. O să zic ăștia că mă duc la OTV, zic că Purica a fost la Paris și a vorbit de momentele lui de... Lasă că e bine să credă că-s nebun. Se mai sperie puțin. Și zic, ea întâmplător avea coniac Napoleon. Eu Zara. Est-ce qu'on peut changer le coniac? Ah oui, c'est très intéressant. Bon. Și când a dat la coniacul ăla Napoleon și mirosea un damf extraordinar, a la votre, noroc, nu știu ce, și ea când a băut potasiul ăla, a făcut așa, și a zis, ai înțeles greșit coniacul. Iar acum, că mă credeți, că nu mă credeți, este total asta. Deci trebuie să știți cu ce să mărturisiți. Vă trebuie un omolog. Mi-a zis, e fabuloasă, e, cum să zic, Salvador Dalí ar fi gelos pe un asemenea scenariu. Mi-a zis tot Nicolae Dabija, că bă, Dane, au făcut comuniștii sovietici aici în Basarabia, i-au prins pe ăștia pe moldoveni, i-au spălat pe cap și au făcut un partid comunist al agrarienilor. Ei, pe ăla l-a invitat și Irak în Franța. N-a invitat martirii, n-a invitat pe ea deportații care mai trăiau. Păi, și erau niște molus, niște ascariți pierduți la o recepție. Cum se va? Oare, pas de tu, e o politică internațională, e mai mult, e un peu de bărba, e un nimic, se ne riem, absolut ne riem. Și au băut și un spermatozoid din ăsta rătăcit, mic, a nimerit brusc față în față cu Chirac. Domnul nu putea să rateze o asemenea întâlnire istorică. Și a zis, trebuie să zic ceva, ca să zic acasă că am vorbit cu Chirac. E de Gogol, nici Gogol n-a zis. Și a căutat în creierul lui tot ce mai putea găsi în limba franceză și nu dădea decât de cuvinte rusești și moldovenești. Nu putea să mă întrebe ce mai faci, bre. Și atunci i-a venit de la lecția de partid numărul 6 o expresie în limba franceză uriașă, pe care nici Newton nu putea. L-a întrebat așa, parlez-vous français? Dom'le, e autentică. Se pare că Chirac s-a îngălbenit puțin și a zis, oui, assez bien pour me débrouiller. Deci, și după care a început omul cu bun simț să-i spună, ăsta de la partid, că tot i-a dat extemporal, stătea cu mâna în buzunar. La el să zică, și asta mai merge. Și tot îl înclina, el vorbea Chirac și la sfârșit i-a zis o chestie, trebuie să fie de pe altă planetă. Știți că noi suntem maxim și în cretinism. La sfârșit l-a ascultat serios așa și a zis, merci, madame. Dom'le, asta este baza diplomației. Acum aștept întrebări. Vă mulțumesc. Da. Hai. Lăsați aplauzele că mănâncă timp. Aseară am fost naș și n-am dormit o oră pentru dumneavoastră. Și mă gândeam azi noapte când ăia chiuiau și erau, zic, ce fac eu mâine la Paris? Așa că întrebați-mă. Da. Tare de tot să audă și serviciile. Dar în primul rând, vă mulțumesc și eu m-am distrat copios.
Întrebarea este, au plecat de lângă mine doi francezi, un cuplu de francezi, da. V-au urmărit până la un moment dat și au plecat. Ah, nu e mic, că filmează spatele. Da. Și au plecat fix? Fix. Fix în momentul în care... Am vorbit de Chirac? Vino mai în față, nu că-ți faci microfon. Când am vorbit de revoluție... Am plecat fix în momentul în care era gluma, sketch-ul în sfârșit cu părintele în biserică, cu... Ați făcut, bineînțeles, ați trecut în revistă și lipsa de putere a diavolului. Da, da. Și, evident, noi am înțeles perfect, ne-am amuzat. Poate nu mi s-a tradus bine. Eu am urmărit cu atenție conferința și vă mulțumesc pentru asta, mă bucur pentru că ne-ați apropiat de Sfinț. Și ați pus și pierderile colaterale, ați tratat complet subiectul. Întrebarea ar fi, care este rolul râsului? Cum v-ați spus dumneavoastră ca actor problema și ați reușit să o depășiți? Interior. E o întrebare pentru duhovnicească. Da. Ați reușit dumneavoastră să introduceți râsul și având în vedere că în biserică e mai ușor. Unde este râsul sfinților? Nu știu cum să-mi intitulez. A, da, am înțeles. Și cum ați reușit dumneavoastră? Eu convins fiind că profesia de alături de Eric Segal este un gânditor care a zis că profesia de medic și ascunde mai mult sfinț decât păcătoși. Și eu, înțelegând pe poet și pe actor, că fiind convins că probabil statistic sunt mai mulți... Nu mai lungiți! V-ați întrebat cum de intră râsul într-o mărturisire? Pe care nu l-am înțeles și... Bun, știți? Nu știu dacă s-ați mintit. Poate oamenii nu li s-a tradus ca lumea. E și un handicap al traducerii. Nu, nu trebuie să blamăm. Și eu dacă mă chema la o conferință și nu înțelegeam sau... Na, nu, aia este altă treabă. Aia o judecă Dumnezeu și... Vreau să vă spun așa. Râsul are două dimensiuni. Una dumnezeiască, care se numește umor, și alta diavolească, care se numește bășcărie. Atitudinea mitocanului în fața valorii e bășcărie. Ce vedeți, se vede la televizor în România, o trupe de bășcărioși care fac, să folosim cuvântul mișto, de tot. În umor, n-ai voie să râzi de orice. N-ai voie să râzi de Dumnezeu, de Eminescu, de mama ta. În bășcăriosul n-are nimic sfânt. Și atunci... lucrurile sunt puțin amestecate. Când râzi, umorul, zice părintele Stăniloae, este trezitor. Te scoate, Doamne, din inepție și din rutină. Uite, îți dau un exemplu de umor creștin. Un baci român stătea așa în botă, știi cum se zice așa, și uita de 2000 de ani în zare, dacă ai văzut aia. Fără preocupări de sincronizare cultural-artistică. Și uita el în praful ăla din Brăgana așa. Și după trece unul în viteză de 20 de ani așa. În nebunii transpire, zice, bre, n-ai văzut o cireadă de boi aici? Și la calme, zice, dar ce bă, te-ai rătăcit? Înțelegi? Despre asta e vorba. Ăsta este râsul creștin, domne, eliberator. Știi că au fost mari mimi? Gelasie, de la Gelasul vine a râde, care sunt sfinți occidentali, Porfirie, Mim. Ei erau pus să bajocorească cele sfinte. În clipa în care au intrat pe taina botezului, ei s-au transfigurat și au devenit sfinți. Eu zis împăratului ceea ce cred. Și atunci, cum să spun, râsul e și parabola, povestioara aia apocrifă așa, cu... 1000 de călugări care au trecut prin fața Maicii Domnului cu Iisus prunc și au citit toate rugăciunile și, nu, și era și un monah băgat de 6 luni care înainte a fost clown la circ. El nu știa să roage, dar a făcut toate și a râs Hristos. Aia era credința lui. Aia era credința lui. Deci, mare atenție, nu se poate generaliza. Deci râsul acesta care te scoate din inhibiții, din, cum să zic, tristețe, din rutina, din stupiditatea vieții, dar care păstrează cele sfinte. Le păstrează. Aia e armă creștină. De-aia românul a dăinuit prin acest umor. Bancurile alea paradoxale, dumne, care erau pe vremea lui Ceaușescu. Vă mai spun unul, este genial cu vizita în Spania, știți? Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul secretar general, o să fiți primit de gardă de onoare și ei o să zică buenos dias, prezidentos, și dumneavoastră să ziceți buenos dias, soldatos. Și zice, nu țin minte să facem totul ca să se aranjeze, să fără televiziuni. Să scrim toate năpârcele mici. Îi vezi acum că acum sunt mai așa că sunt liberi, au omorât acum, erau limbrici. Așa? Și Bibanul mai zice, dragă puri, și limbricii se iubesc, dar sunt urâți. Uite așa, bun. Și au venit la ea și zis, tovarășul secretar, să scriem pe manșetă.
Și zice, nu se poate că o să se vadă. Și dispărea scalatele, ne-a venit și că toată secretarul general am găsit scris pe cravată. Aici o întoarce și gata, trebuie să vină. Buenos dias, presidentos! Poliesteros! Uite mă ce făcea românul! Păi numai dacă treci prin biserică scoți așa ceva. Îți dai seama cum a aruncat o epocă de 50 de ani de comunism, domnule. E fantastic. Ai înțeles ce vreau să spun? Alege. Când își bate joc și vezi o pațachină din aia, da. Dar aici când este vorba de eliberare, a minții ăștia țărănești, a umorului ăsta extraordinar, nu se zice la țară, fă crucea mare că e dracu bătrân. Deci, plus că creștinismul la noi e paradoxal. Eu stau pe dealul mitropoliei acolo și le văd pe alea la moaște cum se înghesuie și cu de-te dracu, vaca, dracu. Și cu același buze, Sfinte Nicolae, ajută-mă pe mine. Cu buzele acelea, ajută-mă. O blesteamă pe aia și aia sănătate și la nepot și la mama soacră. Ai înțeles? Nu găsești în istoria bisericii. E unic. Domnule, eu am văzut o mie, pe ortodoxia la noi ținută de babe. Babe adevărate, că nu vom mai avea babe, putem avea babe ca americane cu părul roz și care dansează până la 90 de ani. Nu, aia nu poți să faci așa ceva. Bun, am văzut la un hram o mie de babe cu capul în pământ, cu fundul în sus, cu capul în pământ, la pora bisericii. Erau o mie de funduri și am zis, uite, artileria creștină ortodoxă împotriva comunității europene. Aia este. Dom'le, păi ce au făcut babele? A făcut Arsenie Boca. A zis Dumnezeu, omul în genunchi în fața omului, omul în genunchi în fața lui Dumnezeu e cu mult mai mare în fața lumii. Păi unde pui genunchiul? Deci ăștia tovarășul prin secret, țar, mântuiți-mă. Băi, când mori și pune capacul la coștiuc, tu zici, adio, uie. Nu zici. Îți citește părintele, ce rău îi pare sufletului după trup când vine clipa despărțirii. Nu zici tratatul de la Varșovia, ce rău îmi pare că nu mai sunt în NATO. Nimai, ele se duc. Astea sunt organizații stupide, cum a zis preotul ăla. Ideologie nu sunt bune că n-au mamă. Biserica, în esența ei, și pe mine nu m-au plătit să spun. Știți că au apărut afișe geniale în România prin 91-92. Geniale, domne. Iisus Hristos vindecă la polivalent între 5 și 7. Iar reacția a venit un evanghelist din ăsta american, că a vrut să ne vadă, că n-a văzut români. Și noi am vrut să-l vedem pe el, că am văzut americanul mai la Dallas, în serial. Și a apărut cu o Biblie și a zis, this is the Bible! Și Dumnezeu a trimis un țigănuș de 6 ani și că știu, bă, dar tu cine ești? Noi avem vreo 2000 de ani de când suntem pe aici, știi? Ți-e clar? Te-a lăsat la murit? E bine zis. Nu a lăsat cenușie. Umorul. Umorul, puiure. Ăla te duce. Să nu-ți pierzi umorul. Ăla este. Te apropie de lucrurile de... În pușcărie, în momente de mare groază, s-au salvat cu umor. Pe front. Dacă te duci acolo, cum zice, aproape vine din râsul dacic. Zice Cioran, știi, care traversează, transfigurează moarte. Știi, unui creștin nu e frică de moarte. De-aia stă cu coșciugul în curte, știi? E o altă haină, e o trecere. Beria asta a vrut să ia. A zis, scoate religia, că nu mai îndrăznești, e animal. Acum noi trăim un proces de animalizare. Asta vreau să vă spun că am uitat să vă zic cu gripa aviară, că era băbuța care se întreba, erau două priviri românești. Băbuța și găina, domne. Găina era naturală, că mânca râme. Era din aia așa sănătoasă. Nu era... Fugea canatea cu mânici prin curte, până s-o făcă, era ceva, m-ați înțeles? Și au vrut... Nu, că noi avem excelență în cretinism. Când a început războiul cu Irakul, nu știu că sunt de bombă chimică, Saddam Hussein, că zice că a avut bombe chimice. N-a avut. Și m-a sunat mama din drumul tabei, zice că mama nu mai ieși afară, că dă nebun la o bombă. Zic, unde mama, în drumul tabei, zic, valea alea, mama nu mai ieși afară. Și seara a apărut un reprezentant al guvernului, mare, mare, atât mai avea până să iasă din televizor. Din ăla a hrănit cu mici, cu bere, nu, n-a trecut la somon. Nu. Și a zis, în caz de atac de bombă chimică, populația României avea o față zootehnică din aia de porc care nu știe că există Crăciunul. Știți? Da, da, da. Din ăla căci că votați-mă că am grijă de voi. Cu mâna așa, dar cu mâna aia altă nu știe ce face, știi? Bă, populația României în caz de atac chimic trebuie să-și pună un tifon la nas. Și s-a soluționat problema. Deci dacă aveți atac chimic aici, cu un tifon puteți merge pe Champs-Élysées, respirați. Avem soluții extraordinare. Da. Mai întrebați-mă sau dați-mă afară.
curaj, că pe urmă nu mai vin. Sau mă iau și pe mine, mă bagă la o casă undeva, mă ascund. Am crezut că cum eu am vorbit în franceză. Je peux parler assez bien français pour mes débuts, mais je veux profiter de la langue materne ou maternelle. Da. Chiar și agenții rog să-mi pună întrebări. Da. Da, da. Eu sunt puțin mai în vârstă. Sunt puțin mai în vârstă, am 70 de ani. Nu arătați, doamne. Jamais. Nu asta este problema. Și vă cunosc de multă vreme toate spectacolele noastre. Țineți mai aproape de mine. Pe care le susțineați prin București, dar mă mir cum te-ați tăcut atâta vreme că știți să vorbiți despre atâtea lucruri și atât de frumos. Ceea ce spuneți noastră este absolut dumnezeiesc. Mă cuplești și sunt un puric. E chiar dumnezeiesc. Am destule afecțiuni, de-abia nu mai nici de oase de... Și dumneavoastră, nu știți ce am eu la mansardă. Dar astăzi am spus, eu trebuie să ajung să-l văd față în față. Să rămână. Să am această bucurie. Sunteți o bucurie, o bucurie, o lumină. Să-i mulțumim în al preasfinției sale care m-a dus aici și eu părinturi. Eu vă spun așa că îi mulțumesc preasfinției dumnealui, da. Care se îngrijește de sufletul nostru și face an de an festivalul frumosului. Este o hrană pentru noi toți care suntem aici, că de-aia suntem, avem nevoie de hrana asta și ne-o dă vârstul. Când aduce oameni ca dumneavoastră, Sărmână. Ca domnul Pavel Chirile, domnul Leșe, ca, mă rog, cei care vin la mea și vă mulțumim tare mult. Sărmână, mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult. Și vă spun simțit că mi-a scăzut ziua de astăzi, mi-a scăzut-o extraordinar, adică rămâne așa un punct de lumină, dar cum sunt perlele sau cum sunt burele de aur, ele fac parte din lanțul frumos al vieții. Nimeni nu o să-mi ia bucuria din ziua de astăzi. Mulțumesc. Și ca să fiu mai, să vă spun și mai mult, mi-am adus o prietenă, zic, vino să auzi pe cineva care vorbește atât de frumos cum nu vorbește nimeni în România. Și acum, la sfârșit, m-a sărutat. De ce credeți? Că așa este. Mulțumesc. Doamnă, mă copleșiți cu dragostea dumneavoastră, dar să vă spun ceva. Eu, sigur că în România sunt oameni, știți ce îmi place? Că are aspect de catacombă, înseamnă că creștinismul începe să funcționeze. Este extraordinar. Asta e o catacombă, este nemaipomenit. Sunt oameni care țin la mine, dar evident că vă dați seama câți dușmani am. Au scris pe blog că sunt în masonerie, că sunt legionar. O să mă facă pedofil în următoarele două săptămâni. Dar să vă spun așa. Știți, mărturisirea care ați făcut dumneavoastră, de fapt o declarație de dragoste. Eu mă mai duc prin țară și mă întâlnesc cu oamenii. Dom'le, la Sighetul Marmației m-a pierdut Dumnezeu pe scenă. Am intrat fără ceas și cred că am vrut vreo două ore jumate. Și mi-am cerut scuze. Dom'le, zic, dați-mă afară. Zic, vorbesc aici nemăsurat. Zic, iertați-mă, cât e ceasul? Și un mare amureșan mi-a zis, e 6:15, continuă. Și m-a mai întrebat un oltean. Că, băi, te înțelesei, te ascultai, dar vreau să te întrebi ceva. Dacă te culci, era domnul Emil Boc prim-ministru. Dacă dumneata te culci ca Dan Puri și te trezești ca Emil Boc, ce ai de gând să faci? O liniște totală. Zic, băi, știi ce fac? Mă culc din nou. Atunci, să știți că sunt fantastic de bine antrenat pe teren. De... Profitați ca să fie bucuria aceasta, să o avem în inimă, că este reciprocă. Și eu mă duc cu dumneavoastră în inimă. Și pentru mine sunteți un suport sufletesc extraordinar. Noi vom veni în România. Da, eu nu o să plec. Aici e. Și la mine este simplu, că dacă mă martirizează, e doar un singur punct de pus. Nici pictură nu consumă, e puric. Știți? Ați văzut acum că sunt securiști care dau bani pentru biserică. Bă, da, mai dau unii, mai să-și ierte păcatele, dar n-au decența să nu se lase pictați pe... Și i-au dat astea de la BBC, că printre voivozi și episcop apare cât un tovarăș cu cravată cu mâna așa, Nelu. Domne, știți cum îi pedepsește Dumnezeu? Îi bagă părintele paroh priza de la aerul condiționat în cap, aici. Știți? Și de la Nelu, care scrie că este o tumoră. Este extraordinar. Să vă uitați, îngerii nu stau degeaba. Și acum circulă.
Ați văzut ce frumos zice poporul român când e liniște, așa, a trecut un înger. Știți că Isaac Siru așa a spus. Dumnezeu a făcut îngerii din tăcere. Este extraordinar de cât de apropiați putem fi în... Sau cred că la Ilie a zis că l-a auzit pe Dumnezeu murmurând prin îngeri. Am avut o conferință despre îngeri pentru domnul dr. Pavel Chirilă, care este așa un sfânt în viață, la fel ca și părintele Tănase și mai sunt oameni acolo, care luptă așa. Și am făcut două conferințe despre îngeri și am să vă spun mai începutul că nu știam, a venit o mare cântăreață de muzică psaltică, Divna, cu sârbaică. Și aia, bandiții care sunt impresari, nu, spune și noi câteva cuvinte acolo în față. Dom'le, dați bani și banii, eu nu pot să iau bani pentru mine. Îi dați domnul dr. Pavlechin. Bun. Și mergeam, am întrebat o tipă de la televiziune, ce faceți domnul Puric? Zic, merg cu taxiul prin oraș să-mi văd portretul pe afiș, eram peste tot. Zic, am o bucurie fantastică, zic, sunt peste electorat. Este o nebunie, zic. Erau benere mari, Puric, Divna, nebunie. Dar eu nu știam despre ce să vorbesc. Zic, și venea, domne, și mi-a dat Dumnezeu inspirație. Scrie acolo, vocea îngerilor Divna. Ea despre asta cânta. Invitat special Dan Puric, vocea îngerilor. Și unii au pus afișele jos. Și știți că în București afișajul se face așa, jumate de Beligan, un sfert de Horațiu Mălăele, o mustață Tudor Gheorghe, un picior Dan Puric, în continuu. E spectacol mixt, cum este mix grill. Știți? E nebunie că e concurență și e o ciorbă acolo în România. Mai și scui pe ea, pe el, adică e o problemă mare, fac câinii pipi. Dumnezeu, dar la mine a venit cu inspirație fantastică. Dumnezeu a dat voie unor drăgușori să lipească peste afișul meu cu Divna un alt afiș. Să citea așa, vocea îngerilor, masaj erotic cu Dan Puric. Telefon 04. Și atunci m-am hotărât să vorbesc despre îngeri, domnule. Asta este. Da. Mai întrebați-mă. Da, spuneți-mi. Dumneavoastră și până domnișoară. Cum vedeți viitorul nostru președinte? O întrebare extraordinară. Fii atent! Fii atent cum îți spun. M-ai prins pregătit. Nu eu, că nu sunt atât de deștept. Eu sunt destul de limitat, vei de capul meu. Eu îi mulțumesc Dumnezeu că îmi dă să văd oameni. Am răspunsul, i-l-am spus domnului Emil Constantinescu. De mult, când nu mai era președinte și a zis, ați venit târziu. Zic, de ce? Zic, am fost la mănăstiri și m-am întâlnit cu nebun. Cu act în regulă, omul. Serios, eu cu ei mă înțeleg mult mai bine, cu nebunii. Și am pus aceeași întrebare. Domnul Ilie, dumneavoastră dacă ați fi președintele României, ce ați face? Domnul, și s-a uitat ăla cu privire la mine și a zis, să înțeleg că până acum n-am făcut nimic, nu? Deci, avem cadre, domnule. Domnule, e genială, domnule. E genială, deci este absolut genial. Nu sunt probleme. Că nu în ăla este izbăvirea, tot între ei sunt, mai înțeles? Lasă-l în pace, lasă-l pe domnul Ilie. Să vină din spate, el, fiecare român trebuie să fie un președinte. M-ați înțeles? De fapt, nu înțelegeți că biserica merge pe parohii? Pe o comuniune din... Ce mai tare a fost la părintele Arsenie Papacioc. Eu niciodată n-am intrat peste mari duhovnici dintr-un soi de timiditate, domnule. Mi-a fost jenă. Eu nu l-am cunoscut pățuțe decât la televizor. De ăștia, niște constanțeni m-au împins la Arsenie Papacioc. Așa. Intrăm. Și am dat de vultru Macedon, mic, așa că s-a uitat așa la mine. Și aveam tot timpul un creier că mi-au zis ăștia, domnul Puric, e momentul să faceți o societate civilă. Cu terminăm securiștii ăștia, faceți, vine tot poporul și zice, civilă, să faceți societate civilă, o societate civilă și noaptea în capa mea. Și zic, părinte, nu-i cazul să facem o societate civilă? Dom'le, ai văzut vreodată privire de dulău din ăsta care... Și a zis, mă, de ce vorbești limbi străine cu mine? Tu să faci ce ai făcut până acum, pune cărămidă creștină în sânul fiecărui român și lasă-l pe Dumnezeu să vină cu mortarul. Ați înțeles? Aia, nu te băga că nu te izbăvește ăla. Ăla tot trebuie să vândă un hectar de pădure pe oră în România. Da, se dă tot. El trebuie să răspundă pe butoane de sus. Mai sună ratația de la Bruxelles, aia de la Pentagon, și trebuie să dea că el e născut slugă, nu-i brătianu, să-i dea cu ușa în cap lui Clemenceau. Să zică, usetuf la România și zice, acolo unde au murit 200 și ceva de mii. Ai zis, nu, n-are vână, nu-i boier sau nu-i țăran din ăla. Sunt ăla care cu găina, știi? Eu, paie, că-i mai greu. N-ai, ăștia nu este izbăvire.
Lasă, sistemul e cancerizat. Ocupă-te tu. Să fii cu iubita ta, cu copilul tău, cu prietenii aici. Faceți, cum să spun, legături extraordinare. Eu când am cunoscut niște preoți dominicani francezi, au venit și am vorbit despre gestul creștin. Deci eu nu discut de dogme. Dacă ție ți-e rău, te ajut, și m-a înțeles. Iar el mi-a dat o replică extraordinară. A fost la Lyon și am jucat în fața 80 de călugări dominicani Adagio de Albinoni. M-a pus în altar acolo, că ei n-au iconostas. Și ei se rugau în timp ce făceam momentul ăla. A fost un moment fantastic. Și a doua zi, mă rog, ne-am împrietenit și mi-a zis: domnul Dan, vreți să-l faceți pe Dumnezeu să râdă? A zis monahul Dumnezeu. Zic, da. Povestiți despre planurile dumneavoastră. Asta este. Ăsta e fratele tău creștin de aici. Și o să-l găsești. Ai înțeles? Asta e mâna întinsă. Restul lasă-i să-l știa. Spuneți-mi, domnișoară. Ați spomenit de Nicolae de Abuja. Da. Și mă gândeam și eroina romanistă Maria Rezeșu și-a pierdut viața pentru o iubire. Am mers în Siberia, așa. Și atunci întrebarea mea este, putem să fim martiri nu doar din dragoste pentru Hristos, ci și pentru o persoană? Sigur că da. La fel ca noi pentru... Sigur că da. Păi dar... Până iubirea asta absolută este tot un dar de la Hristos. A arătat la televizor și mai fac câte o gafă și filmează lucruri care n-ar trebui să le filmeze, pentru că trebuie să filmeze lucruri care stădea în jos. Era un țăran român întins, cu perfuzii în el, i-a dat un rinichi lui Fius, care a venit din Italia și era... Și a întrebat, și mai aveți un copil și încă un nepot? Ați fi în stare să mai dați și celălalt? Și țăranul avea o lacrimă, domn, și m-a zis, sigur că da, Doamne. Atât. Ăla era. Și atunci există martirajul femeilor românce. Dragostea nu ține decât 2 ani, au zis specialiștii britanici. Pe semne hormonal, ce mai se întâmplă? Ce te faci că o româncă l-a așteptat 5 ani să iasă din pușcărie? 10 ani, 15 ani, 20, toată viața a dat. Și n-a mai ieșit. Să vezi femeia martir care stă și nu știe ce se întâmplă cu el. Acest sacrificiu prin dragoste este extraordinar. Da. Te duci până în Siberia după el. Și invers. Eu m-am dus până în Botoșan după cineva. A nebunit ministrul, că am fost șef de promoție pe țară. Și când am zis că la Botoșani, plus că mama să facă infarct. Dar m-am dus. Bine, am luat-o și în ochi, pormă total. Dar important, tu să faci. Tu să faci. Să nu-ți fie frică. Ce vrei să zici așa? Că eu nu merg decât până la Lyon, după care nu mai am bani să te urmez. Știi legea, teoria inseparabilității. După ce s-a descoperit mecanica cuantică la 70 de ani, fizicianul Bell a descoperit teoria inseparabilității. Adică eu dacă stau cu paharul ăsta aici, în dimensiunea asta fizică, e o atracție între noi. Dacă îl depărtez, dispare. Dacă doi oameni sunt puși pe două planete diferite, dacă ochii nu se văd, se pierd. Ei, la nivel submicroscopic, particulele poți să le aduci la infinit că se atrag. Și apare proverbul ăla. Depărtarea pentru dragoste este ca vântul pentru foc. Pe cel mic îl stinge, pe cel mare îl aprinde și mai mult. Cât investești? Păi, să măsuri o cantitatea de dor românesc care este în dumneavoastră? E mare. Păi, dar s-ar putea să izbăviți pe aia care merg așa ca râmele pe bulevard și nu mai știu. Crește coeficientul de românism, de românitate, de dor încă imponderabil. Pe care, cum zic, te trăiește, dorul te trăiește. Ai văzut o plantă ruptă din sol care să nu geamă după rădăcine ei? Asta e frumusețea, știi? E un dor. Dorul este erosul crucificat. Pentru că întotdeauna în poporul român el a plecat la luptă și n-a știut când se întoarce. Îți dai seama, 1000 de ani de năvăriri, pusă femeia cu copii în pădure și o să ducea jos în vale. Și l-a așteptat tot timpul. De-aia au apărut troițele, de-aia a apărut dorul. Intraductibil. Nu e nostalgia. Nu e elipsă. Dorul e o întâlnire undeva. E cutremurător cuvântul acesta. Mai spuneți. Nu te duci, Petric. Se întoarce? Da. Mare dor? Nu de asta. Există în psihologie un test ca să afli chipul unui individ, da? Care să dă un desen, să faci un desen despre cum te vezi și al doi, da? Cum ai vrea să fii. Cum ai descrie poporul român
în aceste două ipoteze cum este, ați vrea să fie. Da, da. Eu fac o diferență fantastică între populație și popor. Și am să vă dau imaginea. De exemplu, am fost pe stradă în momentele loviturii de stat unde s-a secerat tot ce s-a fost mai bun. Și am văzut așa, a doua, nu mi-am dat seama imediat. A doua zi s-a băgat miel înghețat la alimentarea și portocale și populația era la coadă, iar poporul era prin coșciuge, că îi ducea la morgă, îl căutam și pe fratele meu pe acolo, sau bătrânii care nu puteau și plângeau, era lumea distrusă. Aia erau cei cu conștiință. Și atunci eu văd poporul român cu o ultimă năvărire barbară. Populația României peste el. Este acest vorbitor de limba română, săracul, distrus, pentru care trebuie să ne rugăm, că nu înțelege nimic din ceea ce se întâmplă aici, acum. Nici nu are nevoie, zice că este o sectă. Eu am avut o chestie unde am strâns niște bani din cartea care am vândut-o și am făcut premii pentru câțiva reprezentanți celor care au făcut 15-20 de ani de pușcărie. Știți ce mi-au zis când au luat premiu? Și că noi nu suntem obișnuiți cu așa ceva, să mulțumim să primim premii, pentru că noi am fost obișnuiți să fim bătuți și anchetați. Și când am ieșit pe stradă pe Lipscani, erau fluvii de tineri care stăteau la terasă. Fluvii. Sute, mii. Nici nu-i interesa și nu se intereseze niciodată. Și atunci văd poporul român înconjurat de populația României. Dar văd acest popor român cu o sfințenie izbăvitoare. Starețul dominican de la Lyon m-am întâlnit a doua zi cu monahii și fiți atenți ce întrebare mi-a zis în 2003. Nu mi-a zis, frate Dan, cum o să aderați la comunitatea europeană, că nu eram atunci. Nici o întrebare de nimeni. A zis, frate Dan, cum veți face față la mizeriile care vin de la noi? Și am zis, părinte, le curățăm pe ale noastre și dacă mai avem forță, vă ajutăm. Și așa va fi. Nu uitați muntele ăsta de inocență. Care este în poporul ăsta? De curățenie sufletească. Așa cum suntem noi călcați în picioare. Să nu vă fie frică de cei 2000 de ani de creștinism și nici rușine. Vin vremuri grele, asta este, eu, la mine în teatru, m-au văzut intervenind la televizor colegii și mi-au zis că e un amestec între Vadim Tudor și Becali. Și atunci eu trebuie să iert. A citit el tonele de carte și a pierdut nopțile întregi suferind pentru crima asta abominabilă care se face cu poporul român. Eu le-am moștenit. Pe mine m-a durut când am văzut un pensionar care a fost, eram la coadă, la ouă, pe vremea Ceaușescu și atât am auzit. Erau doi pătrenici, că când am plecat cu divizia eram 3.000, am venit 10. Și că dați-mi și mie două, doamne, veteran de război. Să-l întâlnești la colțul străzii cu insigne, asta cu regele Mihai și asta cu mâna întinsă așa. Mă înțelegeți ce vreau să spun. Ăla-i poporul, pentru mine e sfânt. Și dumneavoastră aveți această sfințenie că cărați biserica în spate aici. Nu v-ați dus și nu v-ați împrăștiat. Puteați face absolut orice. Dar sufletele rămân undeva datoare. Și întâlnirea de astăzi, știți cum e? Există o poveste în Pateric extraordinară. Doi frați lucrau ogorul. Și unul avea 5 copii, era căsătorit, celălalt nu era căsătorit. Și când au strâns recolta, a fost foarte bogat. Și cel care nu avea copii, stătea la o anumită distanță de la înalt sat, s-a gândit să-i ducă fratele lui, saci. O parte, nici ce să fac, sunt singur, el are 5 guri plus soția, 6 guri de hrănit. Și s-a hotărât să-i ducă saci, dar noapte, ca Sfântul Nicolae, nu pe față. Fratele celălalt s-a gândit, eu când o să îmbătrânesc, are cine să mă întreține, mai bine să-i duc lui grâu să aibă. S-a hotărât și eu tot noapte. Și noapte de noapte își cărau grâu reciproc și în locul unde s-au întâlnit, oamenii au hotărât să ridice o biserică. Vă mulțumesc! Deja unul? Nu ne așteptăm să terminăm. Dacă vreți, mai stau. Facem prelungiri. Dacă mai sunt întrebări. Dacă sunt întrebări, vă rog. Da. Și după aceea... Da, atunci răspund. Da. Și nu am crezut să nu calc timpul. Știți că e un proverb românesc. Ceasul bate, timpul trece, vremea stă și vremuiește. Întrebați-mă. Spuneți-mi. Vreau să știu dacă, după părerea dumneavoastră, patria noastră este în cer sau în pământ. Păi, cum să zic, de ce o separi? De ce crezi că cerul nu lucrează pe pământ și invers?
De ce crezi că țăranul român, înainte de a băga plugul în pământ, zicea Doamne ajută? Plugul e ceva concret, e un pământ, nu? Știi că biserica nu e monofizită, adică nu e cu creierul nori. Cerul lucrează, lumea cerească lucrează, dar este îngerul păzitor. Atunci nu te desprinde de ea. O învățătoare i-a zis lui fiul meu că nu există Moș Crăciun. Și că tata mi-a zis învățătoarea că nu există Moș Crăciun. Și a zis, bă, o să suporte consecințe. Și consecințele sunt așa. Un ateu mergea prin pădure. Un ateu. Și la un moment dat iese un urs din tufișiu. Așa a murit de frică. Când zice, vezi ursul, gata. A căzut în genunchi și a zis, Doamne, cred în tine, nu mai fă ceva cu ursul ăsta. Și s-a auzit cerul bubuind. Ursul a încremenit așa. S-a tot voce, ce vrei să fac, fiule, cu el? Și ăsta, Doamne, cred în tine, încreștinează ursul ăsta. Și ursul coboară încet așa în genunchi și zice, Doamne, binecuvântează bucatele tale. Da. Du-te, Grigore, că tu ai... La două? Să-mi spui când vrei să pleci. Noi suntem pățiți împreună. A, vă duceți, nu lăsați. Păi, cine ți-o, domne, că un leș avem, n-avem mai mulți. Nu mai pot, ca din picioare. Eu îl știu atât de mult. Noi ne știm reciproc. Ne-am plictisit unul de altul la modul sublim. El m-a, abia acum mă vede cum vorbesc. Că el m-a, eram la Viena, eu eram cu pantomimă, el era cu, am fost și în Canada. Domne, știți care e diferența între mine și Grigore Leș? Există, e una fantastică. Eram pe scenă, mai, Grigore, lasă că ți-o spun, e genial, îți spun și la televizor. Și au venit tehnicienii canadieni acolo și unul mai impertinent îmi punea microfoane sus, zic, nu merge sus, că eu bat step să tai picioarele, clatină, te rog jos. Și a zis că nu mă înveți tu pe mine cu tare, cu tare, vreau tare, că noi suntem aici specialiști. Și le-a zis că afară, foarte urât a vorbit. Și eu mă certam acolo, ce vrei, bă, mai știu. Asta a fost conflictul meu cu ei. Și până a venit Grigore cu toaca. Mamă, și aia vorbeau. Silanț fireal dracului, că-ți dau o toacă în cap. Și a tăcut ăla. Deci un amestec de franceză și drac. Silanț fireal, cu ochii lui așa de moroșan. Silanț fireal dracului, că-ți dau o toacă în cap. Și a tăcut ăla. Eu n-am știut metoda asta. Eu l-am luat cu parlez-vous français, cu anglezesc, cu alte chestii. Asta e diferența. Grigore Moroșan taie, eu mai stau de vorbă, fac talk show-uri cu ăștia. Altă întrebare. Da, spuneți-mi, Dan Puric. Nu știu dacă îți mai aduce aminte când erai mititel. Cât de mic? 12-13 ani. Ai făcut școala de arte plastice. Așa este. Ei bine, dacă îți mai aduce aminte, eu sunt profesoara care ți-am pus... Nu se poate. Doamnă! Cine a tradus o pupă acum? Extraordinar! Eu vreau să te salut la sfârșit, Dane. Acum. Să rămână. Mulțumesc că m-a ajutat Dumnezeu la vârsta mea să pot să te văd și să te ascult. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și tot ce dorești. Acum e rândul meu. Știți ce mi-aduc aminte? Îmi fac Sfânta Cruce. Aceeași finețe și eleganță care pentru mine a fost izbitoare într-o lume violentă. Aceeași eleganță. Eu acum, pe mine m-a trecut fiorul. Același glas cu blândețe, cu eleganță și sensibilitate. N-am uitat nimic, domn. Eu sunt puric, dar memorie de elefant. Da, am fost foarte talentat, dar n-ai rost să mă lau singur. Eu mi-aduc aminte cum ați învăluit. Era ceva matern și ceva care n-avea legătură cu școala teoretică. Zicea, ai scris lecțiile? De ce nu ai scris? Și dintr-o dată a fost un baz. Pentru mine a fost și sunteți o poveste minunată. Este cea mai frumoasă chestie, un cadou pe care mi l-a făcut Dumnezeu astăzi. Și mie mi-a făcut Dumnezeu cadou astăzi să te văd, să te ascult și să-ți doresc tot binele din lume. Vă mulțumesc. Să rămână. Eu o să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru întâlnirea asta. Vă mulțumesc din suflet.
nu e o gratuitate. Știți că eu n-am făcut grădinița. Eu, tata, care era medic, primea cât 5 ouă, o găină, am și scris. A primit într-o zi un ied, pe care evident că l-am botezat Berciu. Și ăsta mi-a dat cea mai înaltă școală. Mă duceam la păscut cu el și mirosea o frunză, alerga după un fluture, se uita la cer, adulmeca. Și atunci am învățat să-l adulme pe Dumnezeu. Închipuiți-vă ce ghilotinare a fost când m-a scos din spațiul ăsta un an de zile pe câmp între flori și bondari să mă ducă la grădiniță, unde este valoarea, de ce am zis blândețe și tandrețe, că ce-am avut înainte eu. S-a adunat matriarhatul și a zis să-l dăm la grădiniță. Și acolo, la 200 de metri, m-au îmbrăcat cu o fundă roșie, m-au zis, și când am deschis ușa la grădiniță, am dat de o ciocnitoare care zicea, ceata lupiții goi, dai într-un țipă, dai, bălele, ce tără, băi, dai, ăia, deținuți politici toți, la, 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 la. Dom'le, reacția mea a fost fantastică, a fost așa. Dom'le, am plecat, dom'le. Pentru că eu cu Berciu văzusem că pițigoi e o chestie mică, domnule. E o chestie frumoasă, nu putea să fie monstruar. Și am plecat, m-am dus, mi-am scos funda, i-am pus-o lui Berciu și m-am dus la păscut. O zi a durat grădinița la mine. Am scris-o în memoriile mele. Undeva din depărtare, pe malul drumului de țară, ăla Berciu mânca, că întotdeauna căpițe mâncă de sus, așa s-a săturat și dormea lângă mine. Și eu dormeam micuț acolo lângă el. Undeva în depărtare venea tata. Tata m-a făcut la 53 de ani, când a avut timp. Și mare medic, figură mare, venea gale. El m-a dus la arte plastice. Tata m-a scris. Venea așa cu servieta lui de piele de porc în care avea stetoscopul. Era un tip extraordinar. Domnule, fiți atent. De asta am spus de minunea mea de acolo, că este eleganță și tandrețe. Asta nu le uiți. Bergson zice des images remanentes. N-ai, când ai mers prima oară desculți prin iarbă, când te-a mângâiat mama, când ai avut parte de o asemenea învăluire, nu le uiți. Am uitat restul. Etata a fost exact pregătirea asta. Venea gale, el n-a fugit repede, zic că, băi, nenorocitul, de ce lipsești, mă, de la grădiniță? Mă, gale. Nu, domne, a venit calm. Și eu am venit până în fața mea, i-am văzut pantofii plini de praf, că se ducea pe dealuri, până mai... Și mi-a zis, fiți atenți, întrebare, nu te mai duci la grădiniță? Nu mi-a zis de ce nu te duci. Și mi-a zis, nu. Așa, înalt, și niciodată. Zic, niciodată. Dar unde ai de gând să te duci? Zic, mă duc în lume. Cu Berciu. Și l-a zis, du-te tu că vine și tata. Și atunci, doamna profesoară era din lumea lui tata. M-ați înțeles? Vă iubesc infinit. Să-mi dați adresa să vă trimit, cât nu mă prinde ăștia în România, niște cărți, niște... Cum zicea Bibanu, ce urmărim? Să nu fim urmăriți. Da, da, să-mi dați și adresa ca să vă mai trimit ceva. Da. Și în general să-mi dați adresele dumneavoastră. Vali, te rog eu, sunt aici cu domnul, lucrează la SIA, la SIE și ia adresele la celor care suntem prieteni de 25 de ani. Da, și Vali, te ocupi să ia adresa că... Așa, mai întrebați-mă. Da. Adaug ceva. Nu e nevoie să ne dați adresa, pentru că deja, după cum spunea Părintele Nicodim acum câteva zile, definiția ortodoxiei este împrietenirea. Și ne-a reușit să ne împrietenim. Și da. Ne-a regretat, Dumnezeu să vede, profesorul meu de la istorie, Vasile Cristian, despre un mare profesor al lui, întâmplarea face că are tot același nume, Berciu, a istorie mare. Îi spune că, domn profesor, nu v-am vizitat, nu v-am mai văzut de multe vreme, dar v-am vizitat. Deci nu e nevoie să-mi dați adresa. Da, nu, da, da, eu am zis așa, că mai trimis și o cărți, mai... Spuneți-mi întrebarea. Aveam o întrebare vis-a-vis de recunoaștere oficială a marturilor a mărturisitorilor din România. Cum puteți să explicați faptul că nu există această recunoaștere oficială și respectiv noile generații... Da, am înțeles, dar este foarte clar. Ăștia au ieșit din țeava Comitetului Central și din cartierul Primăverii. Doi, părinții lor, care au crescut, sunt responsabili. Sistemul întreg, nici Comunitatea Europeană nu o recunoaște, pentru că ne-au dat. Înțelegeți, e un lanț. Nu, și nu o să recunoască niciodată și sunt și ajutați. Când doamna Ana Blandian a stat la Consiliul Europei să zică de sigur, săraca femeia nici nu știa. Adică, ei nu știau. De aia a cerut Bukowski, de aia a cerut Stefan Courtois în Cartea Neagră a Comunismului. Au cerut să facă o recunoaștere, o punere pe... Nu vor. Cei care au creat comunismul îl ocultează în continuare.
Iar ortodoxia și mărturisirea creștină este cel mai mare dușman. De-aia este martur. Sfântul Ștefan, primul martir, n-a murit, cum să zic, nu e martir că a murit, ci a murit mărturisindu-l pe Hristos. Noi trebuie să murim mărturisind această, cum să zic, acest testament fantastic. Să vedeți în Basarabia ce deportări îngrozitoare. Am primit acum un CD cu niște sfinte, au 80 de ani, l-au luat de la 5 ani, l-aveau pe bunicul paralizat, l-au băgat într-o pătură, l-au aruncat. Au pus să nască, l-au aruncat copiii din tren. Și zic că îmi tăiau un măr acolo în Basarabia și, cum să zic, își aduceau aminte de toată curtea lor, de toată grădina lor. Crime, abominabile, dar și oameni care mărturisesc, să le vezi, nu le bagă nimeni în seamă. Crezi că le bagă în seamă Academia Română, istorice care sunt fricoși și oportuniști? Cum a zis Bogdan Petreciu, H2, alt mare basarabean. Domnilor, dar niciodată nu considerați că este momentul oportun pentru a fi român? Apostolii, dacă nu considerau că e oportun să se jertfească, eram idolatri. Acum, nu e oportun să recunoaște în chestia... Înțelegi ce vreau să zic? Eu ridic tonul, nu la tine, Doamne ferește, că suntem prieteni. Și de asta mă zbat, strig, că e o minciune. De asta zici și sojeniții. Nu, împotrivă, Doamne. De ce nu spui adevărul? De ce nu spuneți adevărul despre chestia asta? Cât s-a suferit, cât s-a, cum să zic, pătimit. Și sunt acum, încă mai sunt în viață, sărace, cred că câteva mii care mai sunt. N-au niciun drept. Sau nu, sunt băgați așa. Crezi că, cum zic, pentru întrebarea care ai pus-o, că tu ești tânăr, este pentru mine uluitoare. Ai vreo 3 milioane de prieteni care nu se interesează de așa ceva. Pe puțin. Știi? Nu poți să mergi înainte fără trecut. Și atunci, oficial, cine? Suntem conduși de cine ce sunt conduși? Când soluția este să mărturisim pe cont propriu. Să nu ne răzbunăm. Exact. Nu există de răzbunare. Pe cont propriu, domnule. Faci o eparhie, uite așa, pe aici faci un mărășești personal, pe aici nu se trece. Îți crești copilul, îți găsești niște prieteni pe măsură. Faci o alianță de 12 pârliți au întors un imperiu, erau apostoli. 12 desculți, nefericiți, ca zicem așa între ghilimele, au întors un imperiu. Dar ce forță era acolo? Ce frică de chestia asta? Că nu să-ți dea o medalie, știi cum medalie, că s-a făcut concursul de cumințenie în Marea Britanie și pentru a treia oară Liz Elizabeth a luat medalia pentru cea mai cuminte fată din regat. Au 3 medalii frumoase și i s-a dat cadou o plimbare prin pădurea Buckingham. Și când se plimba singuric așa, s-a zis cling, 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 cling. Și a auzit lupul. Și a venit și a mâncat-o. Morala, nu e bine să fii foarte cuminte. E clar? Ia-o pe cont propriu. Oricum te întâlnești cu mine pe partea altă. Că eu sap. Dați-mă afară, Rafael Smith. Vă dăm afară. Ne oprim, dar deși nu ne-am oprit. Mai e o întrebare? Aveți o întrebare? Da, haide. Bine, ultima. Da. Dar spune, nu spuneți, că nu plec până nu. Eu sunt mai bun. Asta am prea la nebunie. Iartă-mă. Da. Și al doilea refer pe care l-aveam era o interpretare, zic eu, ratată de la festivalul de la Avignon. O interpretare în care el din manieră văzut ca un ideolog care denunță ororile comunismului, dar nu era văzut în profunzimea lui. Da, da, da. Ca revelator al naturii umane până la urmă. Da, da. Da, da. Și acolo v-am văzut ca mărturisitor. Da, păi folosesc teatru. Vreau de... să vă întreb, da. Teatru cu funcția lui religie, da, da. Astea, dar vreau experiența dumneavoastră personală cu om care își construiește mărturisire, pentru că știm că am avut mimi pe scenă. Da, am înțeles. Și vă întreb ca întrebare complementară, cum recunoaștem acești mimi mărturisitori pe scena românească? Da, înțeleg. Stați puțin, nu o generalizez. În primul rând, eu vă spun ce fac eu. Dacă aș fi văzut Visul sau Don Quixote, am fost și la Paris acum prin 2006 la Espace Cardin. El, teatru creștin nu e teatru religios. Teatru religios se ilustrează fuga în Egipt, teatru creștin îl ia pe băiat de la computer, de la McDonald's și îl duce, cum am scris eu la un moment dat, mături potecă spre biserică. Îi creezi predispoziții pentru.
Și sinucigașul pentru mine a fost un pretext de a implanta puterea lui Dumnezeu. O ideologie vrea să-l facă pe ăla să se sinucidă. Iar el e mai tare. Și nu este explicită. Este... De-aia am jucat. Nici regizorul nu știe de ce am jucat. Nici colegii mei din teatru nu știu. Dar eu știu de ce m-am agățat de ea. Acum mi s-a propus un rol de pastor care se sinucide pentru că nu mai crede, pentru că a renunțat la credință, un ipsă. Ea pare o piesă psihologică. Dar eu dacă o joc, trebuie să arăt omului ce se întâmplă cu mintea neant atunci când o ia împotriva credinței. Că poți să o faci ca un caz clinic. Înțelegi ce vreau să spun? Doi. Limbajul tăcerii este limba vremii ceva să vie. Pantomima la mine este așa, un fel de violon d'angra. E un pretext, e o acoperire. O folosesc tot ce se poate. Step, arte marțiale, dans. De a lăsa mesajul ăsta de la cortex la cortex, de la inimă la inimă. Ortodoxia lucrează iconic. Îți creează, dacă te uiți la Hrist în renaștere făcut, e plin de mușchi. Dacă te uiți la o icoană românească sau la Ravena, îi vezi ochii. Totul se concentrează aici. Și în mâini, și în palme. Știi? E altceva. Pentru renașentist era o chestie extraordinară să facă anatomie. De-aia se zice că în Italia te duci și zici, uite un Rafael, și într-o biserică românească zici, uite-o pe Maica Domnului. Sigur că Rafael este un mare artist, categoric, dar aici este vorba de... De-aia cel mai mare pictor al renașterii este Fra Angelico. El postea două zile și nu corecta. Că zicea că Sfântul Duh îi dictează. Acolo o să vezi culorile, el nici nu ia perspectivă, dar acolo este... încă mai stă în Bizanț, în bidimensionalitate, încă în încremenirea aia, cum stă țăranul așa, român. Adică nu-i schivează mult. El stă... Țăranul român, din care noi facem parte, are natura anarhică. Distruge totul în jur și nu îngenunchează decât în fața lui Dumnezeu, pentru că el știe că totul e relativ. Dar nu înseamnă că el creează dezordine. El știe unde este absolut. În rest, așa s-a făcut Mărășești. Așa s-a trecut Prutul, așa s-a trecut prin pușcării, așa s-au transfigurat pușcările în mănăstiri, prin natura asta absolută. Absolutul găsești la Făt Frumos. Din lacrimă, viață fără de moarte și tinețe fără bătrânețe. Îi spune calul, nu te întoarce, stăpâne, că mori. Și se întoarce și în fracțiuni de secundă albește și îmbătrânește. Și am zis că diferența între țăranul român și Einstein este următoarea. Einstein într-un timp și spațiu relativ se comportă relativ ca noi, pe când Făt Frumos se comportă absolut. Martirul într-un timp relativ se comportă absolut. În contextul în care în 51 erau toate tancurile rusești, el putea să zică, da, să trăiți, tovarășul. Cu respect. Și el s-a comportat absolut. Între Valeriu Gafencu și un martir din primele secole creștine, nu e nicio diferență. E o fracțiune secundă, așa. Sunt în aceeași demnitate. Mâine, din sala aceasta, din țara aceasta, un copil va duce în inimă același lucru. Nu cedează. Știți că ultimul atac asupra triburilor indiene în America era șeful de trib și când a văzut în partea altă mii de tunuri de puști și cu săgeți și ce le-a spus războinicilor, ce zi frumoasă de murit este astăzi. Mare atenție. Și atunci, cum să spun, omenirea asta merge înainte cu prețul civilizației, dar Hristos n-a învățat așa. Și repet, nu e. Dar chiar dacă te duci în alte religii ale lumii, o să găsești că nu e violență și că cineva mi-a zis că a fost acum de curând în Malaezia și că un budist i-a zis, noi ca să ajungem la budism trebuie să trecem prin creștinism, că ne învață să iubim. Ce interesantă remarcă găsești la un om. Și ca să nu vă las atârnați în neant, haideți să vă spun cum am raiu să cad cu avionul deasupra oceanului indian. Acolo e problemă de credință, de altă credință. 5 ore a fost furtună, eram așa. Deci s-a vomitat la greu, eram toți albi, toate rugăciunile s-au spus, toți budiștii, ne vedeam cap în cap creștini cu budiști, era o nenorocire. 5 ore, n-a zis 20 minute de turbulență. Eram niște lilieci palizi. Domnule, știți care a fost diferența între mine și cei 367 de pasageri ai avionului, era cu cocoașă? A făcut toată, cling, și am trecut de turbulență, că ne visam în caz de rechin, de... Și ne-a dat mâncare. Și așteptam toți așa. De nervi, că tocmai murisem și zic, mai bine mâncăm noi decât să ne mânce rechinii pe noi toți. Domnule, ne-a dat mâncare și când ne-a pus stava aia cu orez, avionul a căzut în gol 1500 de metri. A făcut,
Deci când am prins, am fost singurul care a luat pilaful. Pentru că am stat la codă la Ceaușescu. Și am zis, mor sătul. Fiți ambițioși întru Hristos. Trimiteți-mă acasă, că are și Grigore acum. Vă trimitem rând de rând acasă, însă nu vreau să mai adaug nimic, vreau să rămânem cu izul acesta și ceea ce ne-ați transmis, acest iz de mărturisire, pentru că asta faceți. Eu, cel puțin așa, vă cunosc și mulți dintre cei care sunt aici vă cunosc ca un mărturisitor. Și vrem să rămânem cu această imagine și doar să-L rugăm pe Dumnezeu să vă dea putere să mărturisiți în lumea aceasta, așa cum ați descris-o, așa cum o vedeți, așa cum o trăim și așa cum o vedem și noi aici, mult mai subtilă uneori decât cea pe care o trăiți în țară. Noi am ales să o trăim aici. Eu am ales să o trăiesc aici cu cei care trăiesc deja unii de zeci de ani. Pentru că ați vorbit unor martiri aici. Sunt mulți care au făcut pușcările comuniste și au fost obligați să plece. Sunt alții care au plecat exilați, care n-au mai avut dreptul niciodată să se întoarcă în țară. Unii au murit fără să mai poată vedea România. Unii s-au întors după 89, dar au rămas în sufletul lor cu cealaltă România dinainte de 47. Tragic. Și ceea ce ați spus aici împrospătează în toți, și în cei mai tineri, și în cei mai vârstnici, împrospătează o stare pe care noi o căutăm. Nu cred că putem să găsim paradisul, nostalgia paradisului, nu putem avea și nu poate fi săturată, nu poate fi hrănită, nu poate fi adăpată, decât prin cruce. De aceea tema pe care am ales-o noi anul acesta este crucea. Prin cruce la înviere și uitându-ne înapoi la cruce prin înviere, o înțelegem altfel. Și ne-ați punctat-o atât de a spune unic, atât de dar puric. Asta am vrut să auzim astăzi de la dumneavoastră, nu altceva, n-am vrut să auzim altceva. Să vă dea Dumnezeu sănătate și putere și în a spune, în mărturisirea artistului. Și ne pare rău că n-am putut avea zilele acestea și pe artistul Dan Puric, dar să vă dea data putere viitoare și mărturisitorului, să dea putere și mărturisitorului, celui care a crescut la umbra unei mame pe care o descrieți atât de frumos în carte, eu le recomand cartea despre mamă pe care ați scris-o, pentru că toți avem mame și așa învățăm mai bine să ne vedem propriile mame, prin care noi suntem ceea ce suntem. Și să mărturisiți, ziceam, ca și creștin, cu puterea pe care Dumnezeu v-a pus-o în cuvânt, în gesturi, în tot. Și fiecare să primească, este o rugăciune pentru cei care primesc de la dumneavoastră, să primească această mărturisire așa cum o aveți dumneavoastră în inima. Mulțumesc! Amin. Mulțumesc. Dacă ne ridicăm în picioare și cântăm Hristos a înviat, o să binecuvântăm și masa, care nu este pentru, aș spune, nu este pentru toți cei de aici. Dar nu trebuie să plece nimeni fără să guste ceva. Cantitativ nu este pentru toți, să nu înțelegeți altceva. Dar o să ajungă la toți, o să o binecuvântăm acum de aici, mergeți toți și luați așa cât vreți.
vrea fiecare. Dacă ajunge pentru toți, ajunge. Dacă nu, rămânem sătui de ceea ce am primit în suflet. Hristos, Aleluia, din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi, viață dăruindu-ne. De Cristo resuscite de mort, pasă noi la vâncă la mort, a ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Christos a envié les morts, cum ar ca pre moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, al prea Sfinții, Stăpâne, binecuvântează. Doamne Iisuse Hristoase, binecuvântează mâncarea, băutura, casa aceasta, casele noastre, familiile și pre noi robii Tăi, că binecuvântat și proslăvit ești în vecii vecilor. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, bénis les nourritures, les boissons, tes serviteurs, cette maison, nos maisons, nos familles et nous-mêmes, car Tu es saint en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Amen.